Bună ziua și mi-aș vrea să-mi dea propriu înainte să citim. Hai să vă buc seară tot, bună ziua, bună ziua. Să vă buc seară. N-am zis. Tema pentru acasă. Clasa a patra. Clasa a patra, sigur că da. Clasa a patra. Acum, ei sunt în vacanță, dar pentru acasă, copiii care sunt foarte tare interesați de tot, tot felul de chestiuni, lucrează. Să vedem. Maria trebuia să adune un număr cu 847. Deci, un număr A sau X plus 847. Din neatenție, fetița a efectuat operația de scădere. Deci, ea nu se facă adunare, a zis a minus 847. Care este diferența dintre rezultatul pe care trebuia să-l obțină și cel pe care l-a obținut Maria? Deci, ea trebuia să adune pe A plus 847. Mai citim o dată. Deci, Maria trebuia să adune un număr cu 847. Da. Din neatenție, fetița a efectuat operația de scădere. Care este diferența dintre rezultatul pe care trebuia să-l obțină și cel pe care l-a obținut Maria? Deci, A plus 847 îi dădea un număr... Un B. Perfect. Da. Din coace era un C. Număr... Un C. Da. Hai să zicem un C. Care e diferența dintre B și, B și C? Corect. Deci B minus C egal cu cine? B e mai mare, C e mai mic. B e mai mare, fără discuții? Da. B minus C egal cu cine? Egal cu A plus 840. Da, da, asta e că faci cu necunoscuta. Da. Stai o secundă. Nu trebuie să ne speriem de calculul acesta care e elementar. Da? Am adică, două necunoscute? Nu. Am două necunoscute. Luăm B ca atare. B ce este? B este A plus 847. Exact. Da. Deci cu, e rezultatul. În paranteză mică. Da. Da, 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 da. Și ce este C? C este A minus 847. Perfect. Da. Cum numele Dana. Deci Dana gândește corect aici. Da. N-am ce să fac altfel. Nu pot să mă duc la... Dar ei n-au făcut până acum așa ceva la clasă. Ascultați-mă. Da. În momentul de față, ceea ce facem aici este o prelungire a lucrurilor de la clasă. Nu trebuie să vă gândiți că la clasă trebuie făcute lucrurile acelea care se cert undeva prin gazetă, cu niște probleme în culegeri, ci un pic mai sus. Învățătorul sau învățătoarea are lucrurile puse la nivelul acesta. Mediu. Când se ridică ștacheta, apar și niște lucruri în afara programei, hai să zic așa. Așa s-a întâmplat ieri, când ne-am făcut cu inegalitate cu module, ai văzut acest. Da, și sumă de module, deci, ei n-au făcut. Nu era o problemă la îndemână. Însă pentru problema aceea trebuie să găsim soluții. Pe înțelesul lor. Da. Așa cum ai plecat-o, dar acum este corect. Deci, pe noi ne interesează B minus C. Dar cine este B-ul? Ceea ce era rezultatul dinainte. Da, înlocuim. Deci, B minus C ăsta nu e altceva decât B-ul dinainte. Rezultatul adunării este A plus 847. Da, scrie. Da? A plus 847. Da. Deci este B-ul. Scăzut C-ul, dar fiindcă C-ul nu e simplu un număr, ci este o scădere, deci minus într-o paranteză. Da? Minus A minus 847. Da? Suntem în etapa în care acum trebuie să interpretăm aici lucrarea asta. Deci nu mi-e chiar la îndemână să fac pentru nivelul lor. Noi de A plus 847. Mi-am explicat că minus în fața paranteze schimbă semnul. Da, acest minus în fața paranteze nu putem spune nici ăstora de clasa 6-a le vine greu. La 6-a când l-au făcut. Dar acum trebuie să găsim, aici este momentul frumos al chestiunii. Da. Trebuie să găsim aici o variantă prin care să ne putem înțelege să ne înțelegem cu ei. Că la nivelul nostru așa este, cum spuneți. Deci, hai să mai vedem practic. Într-o astfel de situație, facem o problemă practică. Deci, să spunem că ea s-a gândit la 7. Nu un exemplu particular. 7 plus 847.
Da? Deci ne închipuim că au ar fi... Șapte. Sigur că ar fi, ar fi obținut ca sumă... 854. Da? 854. Da. Acum, nu-i bine cum l-am luat pe numărul ăsta. Dar n-ar trebui să fi luat un număr mai mare. Păi, acum, mi-am dat seama că e vorba de scădere. Deci eu trebuie să le iau aici pe cine? Să luăm 977. 977, poftim. 977. Deci facem modificarea, venim cu un exemplu ca să mai aibă loc scăderea asta. Când m-am gândit la un model practic, n-am urmărit aici. M-am gândit să iau 75 în mintea mea, ca să pot să fac scădere. Dar acum merg pe modelul acesta, așa, să zicem așa. 977 plus 847. 1824. Merg pe mâna voastră, nu fac. Da? Este bine, nu? Da, da. 1000 cât? 124. Dar eu am stat cu spatele la socoteala asta, n-am urmărit-o. Tu ești atent și cu Daria, da? Bun. Și acum 977 minus 847 este egal cu... Hai să vedem. Facem scăderea. 130. 130, da? Care este diferența dintre cele două numere? Facem 1824. Exact. 1824 minus 130 este egal cu... Face cât? 1794. Vreau să registrez trandafirii la Moldova. Așa. Deci cât fac acolo? 1794. Ține la fel? Da. 1794. Da. Deci... Putem lăsa deschisă, dar discuție. Da. 1794. Da. Diferența între cele două. Da. Da. Acum încercăm să-l vedem pe ăsta în acolo. Legătură cu 977 și 847. Da. Eu cred că asta este chiar suma celor două. Să vedem. Eu zic că este egal, semn de întrebare. 977 plus 847. Eu cred că asta este. Deci 977 plus 847. Cât e mama? 977? Dacă nu e bine, dacă nu e bine, Darius, uite-te pe tablă. Facem altfel. Dar este pe tablă. Dar este pe tablă, este aici tot pe caiet. Lăsați-l, lăsați-l. Mie mi-a dat același număr. Ce bine! Ai tot? Deci, întreb. Este bine? Deci 977 plus 847 dau 1794? Poate am greșit eu. Nu, dar 1824. Mie mi-a dat 8824, deci același număr mi-a dat. Din 1824, da. Scădem 130. E bun asta rezultatul, deci, da. Nu? Ăla, da. Da. Și 130 minus, da, e bine? Da. Da. Și cât deodată? 1700? Da, pentru că trebuia să fie 687. Și 1600? Da. Nu, pentru că, ba da, că 2 minus 3 nu se poate și egal cu 9. Da, și apoi scădem 7 minus... Scădem 1 de la 8 și 7. 6, da, e bine, 6. 1690. Asta e, dar eu am zis că merg pe mâna voastră. 1600. Deci voi găsiți greșelile, că altfel nu este prost. Și acum? Și eu uitați-vă ce zice. Și acum, dacă am zis eu bine, e bine așa sau nu e bine? Nu. Nu e bine. Nu. Bă, e bine, am greșit. Dar, dacă zic din două ori 840. Da, 847 plus 847. Da. Adică doi ori, de două ori 847, e bine? Okay. 847 plus 847, de două ori 847. Da. 1694. Da, nu spune.
E bine, nu? Ia mulțiți voi. Da. E da. Corect? Pe scurt, 847 cu 847. Da. Deci, nu influențează deloc... Ce adun sau ce scad. Asta e. Deci nu influențează pentru momentul ăsta. Dar poate s-a întâmplat așa de data asta, cu 977. Mai luăm un exemplu. 1200. 1200 plus 847. 2047. Cât face? 2047. Da. Nu știu. Nu mai puțin că mare. Nu are importanță. Nu o contează. 2047. Hai să facem și scăderea. Deci. 1200 minus 847 egal cu? 353. Dar să nu-i lași păcării, că dacă... 353. Le scădem. Scădem acum, din 2000. 47 minus 353 este egal cu 1694. 1000 formidabil. Oh, tot atât, tot de două ori 847. Este același de înainte? Da. Da. Cine este 1694? Este dublul numărului 840? 1694. Dar este interesant că dă același lucru, asta pe mine mă fascinează. Deci nu are importanță cum ne jucăm cu 1200. Nu are importanță ce număr este. Mai facem cum s-a prodit asta, s-a întâmplat așa. De două ori s-a întâmplat așa. Asta fie 999. 999. E, asta e bine. Deci 999 plus 847, cât o... cât dă? 1846. 1846. Și 999 minus 847. 999 minus 847. 152. Dar zic și tu că nu... Eu n-am încredere, mă. Dar cine aveți încredere? Pentru că toate păcălește, mi-ai păcălit-o și altă dată. 152, da. 152, da? Și acum... Vă îndoiți de mine. Mă îndoiți, asta e, sunt mai necredincios. 152. Și acum ce facem? Păi din 1840... Așa, 1840 minus 152 este egal cu... Să nu spuneți că dă la acel răspuns, că nu vreau să credeți asta. Mie mi-a fost 1794. Aia, auză, ia ceva. Ai pus, ia mai scăzut bine, Daria. N-am scăzut, dar și mie 1274. 1794, n-a scăzut bine. Ia mai scăzut o dată. 6 minus 2 e 4, 6 da. Minus 5, 1. 6 minus 5, 4 minus 5. Păi da, 4 minus 5, avem 14 da. Minus 5, care ne 4 minus 5, 9. Și da. 7 minus 1? Și apoi 7 minus 1, 6. 6, 1694. Da. Avem o problemă. Deci a scăzut greșit. Nu e tot același număr. A. Nu dă tot același număr? Da. Dă tot timpul același număr. Unde e același număr? Adică ăsta, 1794. Orice număr poate să fie de tot același număr. Da? Deci asta e fantastic. Este extraordinar că nu influențează numărul care se joacă acolo, ca adun și scade, ci da. Tot timpul... Dar condiția este să fie totuși mai mare decât 840. Neapărat, neapărat. Nu, nu, doar ce? Ba da. Nu, atunci ar da cu minus. Poate minus, să fie și cu datorii. Da, minus 840. Bine. Va fi 1. Important este ca să, în limbajul vostru, ca să putem face scăderea, fiind da. 847, trebuie să luăm un număr mai mare decât 847. 847. Ai încercă. Vedeți? Da. Da. Deci 848, da? Da. Plus? Da. 847. Așa. 1695. 1695. Și la scădere, pun parul că termină într-o secundă și egal 8. Egal 1. Deci 847. 848 minus 1. 847 minus... face 1. 1, da. Și atunci 1695 minus
Minus 1 egal cu 1694. Da, deci, este, da, este superb. Este atât de tare chestia asta, este atât de spectaculos, încât trebuie să descoperim de ce nu depinde, de ce nu influențează. Aici e povestea. De ce nu influențează? Care este mecanismul? Cum s-a întâmplat? Nici eu nu știu. Este un mister. Aflăm. Hai. Cum îl aflăm? Nu știu. Uite, să zici că ăsta e numărul la care s-a gândit... A, da, am zis. Da? La care s-a gândit da. Respectiv. Și mai punem un alt segment. Sau respectiva. Punem pe 847. Îl punem pe ăsta. Și i-a dat un număr. Ăsta este rezultatul. Da. Acum, din greșeală, i-a făcut scăderea. Înseamnă că trebuie să luăm și noi mai mari aici. Segmentul ăsta, ca să fie treaba deșteaptă. Da? Deci, s-a gândit la un număr mai mare decât 847. Hai că e tare, dacă desrușim șmecheria asta din culise, s-am câștem tare. Deci, el s-a gândit la, ea s-a gândit la numărul ăsta. Acum ai pe bunii, ea sau el, mă pur și eu. Ea. Maria. Putem să spunem, el adică om. Da. Persoana, omul. Da, s-a gândit la numărul ăsta. S-a gândit la numărul ăsta. Îi punem 847 și asta ar fi rezultat. Însă... 847. Da. Însă face scădere, adică din tot segmentul ăsta. Ok. Scade pe ăsta de aici, care e mai mare un pic. Nu? Da. Hai să vedem. Care e mai mare? Păi. Cam... Da, primul. Primul, că am zis că... Primul e mai mare. Da. Deci din ăsta, scade pe ăsta. Îl pune și îl scădem și noi. Așa. Și ea, asta este diferența. Deci din tot numărul, dacă scade cu ăsta, obține diferența, da? Da. Asta este, cum se spune noi, diferența celor două numere. Diferența, da? Cu da? Restul de regulă împărțirii se vorbește de asta. Și la scădere vorbim, da? Restul. Hai să zicem, restul. E bun și asta. Acum... Profesorul descoperit. Acum, oare, wow. Mă întreb, oare poate fi 147? Nu cred că s-ar putea. Fii atent acum. Din tot, care e diferența dintre tot rezultatul dinainte și rezultatul scăderii? Păi, segmentul ăsta îl ducem sus. Și din tot numărul, dacă am scăzut scăderea, mi-a rămas ăsta de aici. Da. Și ăsta. Segmentul ăla. Adică cele, bucățica aceea au dispărut. Da. Adică bucățica asta a dispărut. E nulă. Și în momentul de față a rămas ăsta de aici și încă o dată ăsta de aici. Da? Deci cele două 847 de două ori. Deci au rămas 847 și 847. Da. În concluzie, de aceea ne dă nouă totdeauna 1694. Mai repetăm o dată. Mai repetăm o dată. Ca să înțelegi și mai bine. Așadar, s-a gândit la un număr. Da. La care trebuia să adaugi pe 847. Da, au greșit. Și obțin tot rezultatul ăsta. Deci rezultatul adunării este... Atenție, copii. Deci rezultatul adunării este... Așa ceva. Deci rezultatul adunării este așa ceva. Da? Rezultatul adunării. Scăderea dintre pe care o face, adică din tot numărul ăsta, la care s-o gândi, hai numărul total să-l facem la care s-o gândi chiar cu altă culoare, cu verde. Deci s-a gândit la numărul ăsta. Da? Și fără și scăderea din tot numărul ăsta, scade pe 847, pe care îl notăm cu, îl facem cu galben. N-am galben. Deci, ăsta e numărul 847.
Și dacă din numărul dat verde scădem pe galben, nu? Galben. Da? Ne rămâne roșu ăsta. Scăderea. Deci, dacă din tot numărul ăsta scădem pe ăsta, adică pe ăsta de aici, ne rămâne scăderea. Și acum, dacă din tot rezultatul dinainte, din tot rezultatul dinainte, scădem pe ăsta micuț, care l-am transferat sus, obținem de aici până aici și ăsta la altul. Dar de aici până aici era 847, deci ăsta este 847, care înseamnă aici tot 847, 847, și iată că obținem 847 și încă o dată 847. Deci de două ori 847. Când am scăzut din toată suma, și faptul că face 847 plus 847, tot timpul obținem același rezultat, n-are importanță numărul la care m-am gândit. Da. Și mama acasă ți-a explicat așa. Că A cu minus A e 0. Ei, acolo ajungem. Da. Acolo ajungem. Acum, după ce am făcut exemple acestea de mai multe ori, continuă așa. Egal cu A plus 47, 847, trebuie să dispară A. Când nu are nicio influență, deci de aceea vine minus A. Și plus încă o dată 847. Ca atât a face 1600 și cât ați noi? 1694. De două ori câte 847. Și sigur A minus A nu mai are nicio influență. Și acum putem insista spunându-lui așa. Ei, vezi, dragule, minusul ăsta a schimbat semnul și lui ăsta. L-a făcut din minus, l-a făcut plus. Dacă minus cu plus e minus... Dar asta minus, noi putem spune acum. Abia mai târziu, dar până când să ajungem acolo, facem prin exemple. Mai multe, două, trei exemple. Constatăm că numărul la care se gândește nu e deloc luat în seamă, pentru că, iată, scăderea e de două ori numărul acesta, da? 1694. Și așa îl convingem că stă în picioare ideea care spunem. Faptul că 1694 face de două ori 847, păi zic 847 plus 847. Păi înseamnă că ăsta care era minus aici, minus, minus, ăla va face plus. Dar este mult prea mult pentru ei. Pentru că atâta vreme cât școala nu înțelege că trebuie să intervenim de timpuriu. Bă, așa. Vreau să zic că școala îi spune până în clasa a 6-a că 5 minus 2 se poate. A 5 minus 2 face 3. Dar n-are nicio rând să scriu minus 2 plus 5. Este o mare prostie, zice. Nu, este un adevăr. Este, poate, este același lucru. 7. Minus 2 plus 5 face tot 3. Da. Dar le-am schimbat ordinea. Da. Cum zici, în calculare comutativă, am făcut-o și aici. Am zis minus 2, l-am pus pe primul loc. Da. Și pe 5 l-am pus pe locul al doilea. Și am pus minus 2, că minus cu plus fac minus. Nu. Minus cu. Nu, este același lucru. Numai că nu se vrea să se spună că scăderea spune că nu e comutativă. Adunarea este comutativă, la adunare putem schimba locurile, dar la scădere nu le putem schimba. Adică 3 plus 7. 3 plus 7 e egal cu 4 plus 3, la adunare. Da. Dar 4 minus 3 se poate, da, face 1, da, dar minus 3 plus 4, zic că e o prostie asta. Nu e o prostie, este același lucru, tot același lucru, dar tot plusul. Dar pe noi nu au chefii să ne... Păi nu, au chef ca să creeze confuzia și să spună că scăderea nu e comutativă. Așa spun învățătorii. Și lasă așa până în clasa a 6-a. Scăderea e comutativă. La sfârșitul clasei a 6-a. Când vine profesor și spune semnul algebră. Și foarte puțin, la 80% dintre copii, lucrurile nu sunt clare. Păi, dar nu le spune ceva și apoi altceva. Și termenul liceu, nu știu semnul algebră. Și tot ce fac, analize matematică și toate minunile care fac după aceea, le fac la plesneală. Plus, minus, minus, plus. Da, profesorul nu are timp să observe că el nu știe semnul algebră, nu mai poate insista. El, clar că nu are nicio șansă să se mai agățe de ceva concret, pentru că toate calculele lui vor fi false.
El nu mai are siguranță, nu mai are precizie. Deci am atâta experiență în chestia asta și a dat Dumnezeu să mă gândesc. Cineva mi-a pus întrebarea asta. Cineva care era în afara matematicii. Adică nu avea niciun contact cu matematica. M-a întrebat. Și totuși, vă ați sesizat foarte clar că până nu au loc copiii merg și până nu mai merg deloc. Este un moment formidabil de grav. Și unde se întâmplă? Care e fractura? Unde se pierde? Și atunci Dumnezeu mi-a pus în cap și am zis, da, se pierde clasa a șasea. Pentru că școala românească, și nu numai, și în exterior este cam același lucru, merge în prima parte, lucrăm la mulțimea numărului naturale. Da? Și scăderea spune că nu se poate. 3 minus 5 nu se poate. Dar nu poate spune, am numai 3 lei și mă duc să iau o înghețată de 5 lei. Nu mi-ajung banii. Și atunci mă împrumut. Deci voi avea 2 lei datorie. Da, și minus 2. Aceea datorie trebuie să o dau. Deci nu am avut-o, așa am împrumutat la un coleg, mâine trebuie să-i dau. Deci de aceea începe să putem discuta încât din clasa 1 și eu am făcut-o. Și merg pe parcurs. Când ajung într-a 3-a, fac și la mulții de semne. Și la împărțire, imediat. Ușor, ușor, da, și repetând de 4 ani de zile, atenție, am șansa să spun cu mare hotărâre, eu spun, că totul va fi foarte bine în mintea lor, tot bine așezat. Da. Da? Vedeți că el învață chineza. Învață chineza. Exact. De timpuriu. Exact. Adică mic. Da? Învață un copil care s-a născut, exact. Limba franceză, chineză, da. Limba în mediul în care se află el. Unde se află? Da? Deci asta înseamnă că dacă de timpuriu facem lucrurile acestea, șansele sunt 100% de a fi rezolvate. Să înveți un copil din născut în China în română. Ba da, mai greu, ba? Mai târziu. Mai greu, mai târziu. Deci după ce... Când e mic, ca să vorbească limba română. Așa, dar o învață dacă este în mediul acela. Da. Am să spun concret un lucru. Deci nepoțica mea, din America, vorbește din ce în ce mai greu română. Deși în familie, și mai ales când soția a fost acolo, când așa a spus, nu știu, Ana, eu nu știu engleză, tu trebuie să vorbești cu mine numai în română. Ei bine, ea a făcut eforturi, că știa că nu înțelege deloc engleză și atunci a vorbit numai în română. Fiica mea, la fel, acasă, încearcă să vorbească numai în română. Acum, când va porni la școală, datorită faptului că totul se desfășoară la școală numai în engleză, ea la grădiniță și la, mă rog, unde a fost tot timpul acolo, numai în engleză. Da. De aceea, mai mult timp a pierdut, a petrecut, mai mult timp în mediul... Da? În mediul, da. În mediul, să spun, american și în engleza lor acolo, decât acasă. Și acum, multe cuvinte le uită, fiindcă n-are ieșițul pe limba română, și când vorbești cu ea, traduce. Iar în capul ei își traduce din engleză în română. Da. Mă înțelegi? Adică asta este efortul. Și când vorbești în Anglia, să vorbești cu un copil care te-ai prietenit cu el, trebuie să te gândești în gândul tău, cum fac propoziția asta? Te gândești și zici. Îi zici. Da. Bine, da. Bine, bine, dar tu vezi ce faci? Tu gândești în română. Da. Și cum se formulezi propoziția în engleză? Da, da, da. Ea face investment. În engleză și îi traduce în română. Ea face drumul în engleză. Pe scurt, trebuie să înțelegem așa. Că dacă nu este ghișițiu făcut de timpuriu și menținut continuu, se pierde. Cu alte cuvinte, dacă am face ce trebuie la momentul potrivit și când spuse copilul lucrurile pe nume, așa cum spune, cum se va întâmpla mai târziu, că nu lucrăm numai în mulțimea numerelor naturale, ci și trebuie să ne gândim și mulțimea numerelor întregi, mâine cu semnul algebră, atunci ei vor sfârși prin a avea achiziția asta a semnul algebră, operațiile acelea, foarte bine puse la punct. Deci nu spun așa ca să mă aflu treabă. O spun ca un om care are atâta experiență în spate și care și-a pus problema ce trebuie făcut ca să schimbăm lucrurile. Că e atâta panică în sufletele lor, nu-i deloc un confort, este un disconfort imens ca să stea în clasă și să stea în clasă să nu priceapă semnul algebră. Și nu le percepe și din ce o parte din colegi s-au agățat și merg într-un ritm și ea nu mai știe nimic, chiar rămâne, sau el sau ea rămâne să copie de pe tablă. Sau, de exemplu, unii copii... Deci asta e drama.
Vă spun un om care la liceu s-a confruntat. Copii care termină clasa 12 și nu știm să termină algebră. Sau copii care sunt deja în clasa 11 și trebuie să repete clasa așa. Dacă Dumnezeu va rândui și voi avea vreodată puterea să spun lucrurile pe nume și dacă așa ajungeți vreodată să am putere de decizie, ar schimba obligatoriu prima problemă care aș face-o pentru ca lucrurile să curgă într-o direcție bună și să nu mai speriem copiii aceștia, să-i punem în starea aceea de neputință. Știți cât e de mare disconfortul intelectual când el se află în stare de neputință? Este până așa că o știu că nu se poate și acum îmi dat află că s-au copii. Se poate și de cu 2 cu plus cu minus, minus cu plus. Cum era ieri cu iepurii dumneavoastră? Da. Hai că mai avem niște probleme cum am. M-am încins aici, mi-am amintit de dreama asta. Am spus-o, de atâtea ori am spus-o și am făcut și dovadă cu niște copii din clasa a doua. Într-o oră le-am învățat semnul algebrei. O oră. Dar nu și mulțirea și împărțirea. Sunt copii mai rușinoși care nu înțeleg și nu întreabă. Oh. Da, i-ați pierdut. Nu sunt din cauza că sunt rușinoși. Darius, trebuie să înțelegem așa. Ei rămânând tot în urmă, le atât de mare disconfortul și în sufletul lor s-a instalat neputința și atunci ei au rămas să le fie rușine, dar nu de rușine, suferă în interior. Frustrația. Da? Da. Imens. Aceia care nu au înțeles, dar ei nu știu cum se cred și atunci spun, las, nu întreb. Ca să pară că eu am înțeles. Da. Lor le jenă pentru colegii lor. Și pentru colegi. Da, jenă că ei nu au înțeles și ceilalți au înțeles. Da, și spun ei, dar las. Se păcălesc. De ce să întreb eu? Că nu las acolo. N-am înțeles problema asta, că e greu. Dar basta, eu băiat deștept, o întreb pe mama acasă. Da, mama s-ar putea să vină timpul când mama nu mai poate să ajute. Da. Păi atunci el ce faci? Care mai să fără mea? Asta e. Și tu ce faci? La BAC ce faci? La BAC ce facem? Asta e. La 8 ani. Eu știu. Mântuiește profesor. Eu am făcut biologie chimie. Ce să faci la liceu? Doamnă, îți dau 1000 de euro dacă mă dresc la BAC cu 10. Un job video, eu îți dau 2000. Gata, hai să pornim la problemă. Mama dorește să cumpere câte o pereche de schiuri pentru cei doi copii ai ei. O pereche? Câte o pereche? Deci are doi copii și vrea să le ia câte o pereche de schiuri. A, și be. Observă că banii îi ajung să cumpere o pereche de schiuri și îi mai rămân 284 de lei. Iar pentru a cumpăra două perechi, i-ar mai trebui 369 Repetă. De lei. Așa repetă, că n-am înțeles. Deci mama merge în oraș să cumpere două perechi de schiuri, care doi copii, înțelegi? Pentru mine și Daria. Observă că banii îi ajung să cumpere 8 pereche de schiuri. Deci, poate să cumpere o singură pereche de schiuri. Și mai rămân. Deci are o sumă. Da. Și pe pereche ar da suma respectivă. Da, pe o pereche. Și îi mai rămân. Mai rămân 284. 284 lei. Iar dacă cumpără două perechi de schiuri... Pentru a cumpăra două perechi, ar mai trebui 369 de lei. Deci, ca să cumpere două perechi de schiuri, ar trebui segmentul ăsta și încă un segment. Da. Așa. Ca să cumpere două, i-ar mai trebui 369 de lei. Și din segmentul al doilea tăiam o parte și scriem 369. Pentru că banii aia sunt acolo, îi mai trebuie. E sigur că da. 369. Cât costă o pereche de schiuri, cât bani are mama? Așa, deci ar mai trebui... Sunt 369. Da. Insist încă o dată, să vedem cât de frumos este. Spunea Adina, orică pe segmente nu... Nu mă pricep. Nu, acest nu mă pricep este deja instalat în mintea... Nu mă sperii. A secundă. Nu, este deja instalat și de la bun început încep cu asta. Nu mă pricep. Nu pot. Așa se întâmplă și copiii. Asta este starea lor de spirit. Nu pot să fac probleme. În fața unei probleme de acelea, de la bun început. Știu că asta nu pot. Dar uite cât e frumos. Atenție. Pentru o pereche de schiuri, constată că se uită numără banii, am pentru o pereche. X. Și mai rămân atâția, da? Da. Pentru două perechi de schiuri,
arțelat de aici și încă o dată pus, da, vede că i-ar mai trebui 369. Da. Nu cumva aici s-a produs legătura, uite. 224 plus 369. Asta da! E o pereche? Da! Asta e pereche de schiuri. O pereche de schiuri? Aici. Aici, de aici încolo, ce am mai făcut eu? Am jucat o pereche de... Cea de-a doua pereche de schiuri am jucat. Da. Și plusul care a rămas, cu câte ar mai fi trebuit, înseamnă perechea a doua de schiuri. Simplu. Asta înseamnă. Ce dacă... simplu era! Dacă și să reprezinți grafic, mamă. Da, da, deci iată cât de frumos... Nu am gândit să reprezinți grafic, m-am gândit să... Păi da, da, la clasa 4 așa trebuie. Să fac așa direct. Nu m-am gândit să fac. Păi mă. Da. Mintea noastră și, iată, vă spune un adult care se ocupă de o viață numai de asta, cere și o altă formă de reprezentare, în afară de partea abstractă. Partea abstractă, le adună, scaz, înmulțesc, nu știu, pe care, din păcate, învățătorii o exersează foarte mult și copilul spune, le adunăm numerice, le scădem. Aici, cât costă o pereche de schiuri, nu? Cât costă o pereche de schiuri copii? Le adunăm. Și-a ieșit. Și-a ieșit. Uite că aici n-am făcut și eu la bezneală așa. Da, asta e fantastic. Este un model de problemă. Este un model de problemă. Când, când cele două numere adunate rezolvă problema. Deci e foarte ușoară problema. Trebuie să te uiți la toate datele. Da, dar acum cât costă o pereche de schiuri? Cât costă? Hai, cât costă? 652. Și câți bani are mama, vreau să știu? 617. 3 plus 9 e 12. Nu iese nici la 1, nici la 8. Deci scrieți acolo. 4 plus 9. 3. 8 cu 6, 14. 4 plus 9, Dariu. Ce 4 plus 9? La unități, mai copii. E 4 plus 9? Între... Păi 3. Aaaa, e 4. Bună dimineața. De foarte deștept. Hai, ia adunați cât costă o pereche de schiuri. Suntem genii. Hai, genii. Nu vă lăudați. 3, 5, 6. Deci 6, 5, 3. Cât costă o pereche de schiuri? 653. Și câți bani a avut mama? Și mama a avut... Ia să vedem, acum să vă văd. Acum să vă văd. Hai! Genică. 653. Cât a avut? Păi asta e, cât a avut, mă interesează. 901. Da. Dar cum ai făcut? Păi am făcut 653 plus 248. Nu. Nu, plus 369. Ba, plus 268. Plus 284. Da. Pentru că ea spune că e mai român. Așa. Păi da, nu cred că ai adunat bine. 284 plus cât? Plus 653. Păi 4 plus 3 trebuia 7 la sfârșit. Da, e 7. E 7 la sfârșit. Ce nouă ți-o dați ei, Dani? Ideea, dar a fost bună. Nu. Deci, ia adună, dragă. 653 plus 248. Și am mai ia dragă. O să filmează. 937. Așa, așa, Dani. Da. Bravo! 900, cât? 900? 37. Da. Haideți să mai vedem încă o dată copii. Copii și părinți. Da. Vă adresez amândouă la categorii, spunându-vă mama, că... Mama, nu pot, dar era foarte ușor. Da, sigur că da. Mama, nu pot, da. Și apoi ales copii. Datorită faptului că voi aveți șansa că părinți, mamele voastre stau în spatele vostru și tremură continuu și muncesc cu voi, e o situație. Am să vă spun despre situația mea. Deci mama mea n-a avut decât o jumătate de clasă. Numai clasa întâi pe jumătate făcută. Ei, mama mea niciodată n-a putut să stea să mă ajute la vreo problemă. Da? Să înțelege. Avea treabă. Ce-a făcut? Păi am ajuns profesor. Unde vezi? Cum? Am ajuns profesor pentru că nu am fost niciodată obișnuit cu ideea că mama mă poate ajuta. Deci n-am fost, în mintea mea refuză să înțeleagă chestia asta. La rândul meu, când copii am avut în școală, niciodată n-am stat vreo o pipă lângă copii ca să facă o problemă. Dar niciodată. Dar ați explicat. El mă cheamă. Nici o explicație, nimic. Eu fac problema singură. N-aveam nicio treabă. Atenție. N-aveam nicio treabă. Deci n-am stat odată. Atenție ce vă spun cu toată seriozitatea și cu toată... Iar toate este corectat. Deci nicio... De la 4 la școală. Cine? Mama voastră. Mama mea? Păi mama mea, dacă ajungi la jumătate de clasă, n-a ajut. Nu știa nimic despre asta. Dar vreau să zic că, deci eu, la rândul meu, n-am stat în spatele copiilor. Cum se întâmplă? Mi-amintesc când fiica mea era în clasa întâi,
și a început bastonașele să le fac acolo, m-am dus și eu lângă ea și am încercat să... Și am zis, uite, Aura, uite așa se face. Și mi-a tremurat mâna mea și mai urât. Și a spus, niciodată să nu mai vii la mine. Să mă vezi tu că faci mai prost ca mine. Și atunci am zis, gata, nu mai vii. Dar profesor, da. Îți face magică, nu știu. Da. Așa. Bun. V-ați dat seama cât de rapid. Și acum, iar insist un pic. Omul are nevoie de reprezentarea asta figurativă, pentru că pur și simplu pe plan abstract e greu să judeci foarte, foarte bine. N-am ajuns la un nivel de asta. N-aveți voi atâta, să spunem, experiență și atâta antrenament încât să puteți abstractiza, să vă duceți la plan. Și atunci ochiul are nevoie să fie, să vină și el în sprijinul problemei. Da? Și atunci, eu ce am făcut? Asta este suma pe o pereche de schiuri. Mai punem 284, că asta e lemn. Da? Când ia două perechi de schiuri, mai are nevoie. Deci pe a doua pereche se joacă treaba. Exact. Perechea asta o acoperă, pe a doua se joacă. Aceea e 284 plus 369. E foarte clar. Întrebarea e, ce slujba avea mama asta de bani, așa din puțin bani? La ea avea banii. La ea, buzunar, așa, în momentul ăla. Nu că... Auzi, care să-i mai avea 50 de lei. Vorbești de suma asta. Sunt și părinți care au suma asta. Au 900 și ceva de lei. Sigur că da. Foarte mulți părinți. Este dramatic ce se poate. Sunt 5-6 copii. Nu-și pun problema să dea perechi de schiuri. Atenție! Nu-și pun problema să dea perechi de schiuri. Da. Ci se pune problema să dea ceva de mâncat. Să aibă un sandwich pentru a doua zi. Bani asta măcar asta mai are și pentru mai mulți bani zi. Deci problemele sunt complicate în viață, nu așa. Mergem mai departe. Mai am o problemă frumoasă. Corina și Maria... Stai puțin, am plus de... Corina și Maria au împreună 160 de abțibilduri. Deci Corina plus și Maria au împreună 160 de abțibilduri. 160. Maria și Irina au împreună 134 de abțibilduri. 34. Da. Iar Corina și Irina au împreună 146 de abțibilduri. 146. Câte au fiecare? Câte abțibilduri are fiecare fetiță? Fiecare fetiță, da. Corina plus Maria, 160. Așa, Maria chiar. Plus Irina, 160. Chiar așa zicem. Corina plus Maria, egal... 160. 160, da? Maria plus Irina, 130. Maria plus Irina. Fac 134. Și Corina plus Irina? Corina plus Irina. 146. 146. Da. Corina, câte are? Irina, segmente. Și Maria, câte are? Da. Segmente. Că deja știm că, practic, deci la ce am avut eu așa înainte, Corina e cea mai mare. Dar noi observăm ceva. Dacă adunăm ultimele două ecuații, avem pe una sub alta Corina plus Maria. Dar nu complici. Nu mă complic, plus... asta mi-a explicat și eu acasă. Corina plus Irina. Deci o adunăm ultimele două. Ia uitați-vă. Vă rog ceva. Lăsați-mă să ordonez treaba. Ei sunt cei care stăm de vorbă. Dumneavoastră, Dana și Mihaela, aveți o șansă imensă urmărindu-vă la ceea ce fac eu. Atrag atenția, pentru că așa trebuie să discutați acasă. Da? Eu, Mihaela, am avut mai multe discuții în chestia asta și acum am înțeles. Nu... Nivelul la care te afli tu, Dana, e și al lui. Da, normal. Da? Deci asta vreau să spun. Nivelul tău e de-al cu da. Deci atunci, lăsați așa să vedeți. Eu am răbdare să putem să pornim de la ei. A avut o idee Daria. Și-a spus cu segmente să fac. Dar știi că eu nu refuz ideea fiecăruia, o respect cu sfințenie. Da. Deci mergem cu segmente, da? Dacă vă uitați, Irina este pe același rând. Se vede I plus I, sus și jos. Da,
s-a întâmplat așa, dar puteam să zic în partea asta, Irina da. Plus Corina. Eu corect. Puteam să le scriu la adunare comutativă. Am zis cât e complicat. Așa. Puteam să scriu și așa, da? Da. Bine. Dacă am face prin segmente, da, așa. Da. Eu m-am gândit că hai să spunem, asta este Irina. Irina e cel mai mic segment. Nu știu, n-am nicio, de fapt diferite. Sper să nu fie aceeași sumă. Nici toate egale nu pot să fie. Deci eu? Nu toate egale. Da. Iată Irina, Maria. Maria e puțin mai mare și Corina e cea mai mare. Și cea mai mare Corina. Uite că așa face. Da? Mi-am dat seama că Corina e cea mai mare. Dar de unde ți-ai dat tu seama că Corina e cea mai mare? Pentru că, de exemplu, când am atrat pe Maria și pe Ioana, sau cum o cumva pe aia, ne-a dat un număr mai mic decât Irina. Maria, deci, atenție, Maria Corina și cu Maria. 160, că e cel mai mare număr. Păi da, da, da. Și apoi? Maria cu Irina. Maria cu Irina, 134, adică cel mai mici. Da. Și Corina plus păi Irina, da, 146. Iată că în deci chestii. Corina are cel mai multe. Așa se pare că se va întâmpla. Se vedea. Da, din observații de acestea, lucrurile se clarifică pentru noi. Dar așa începem. Da, dar încă este complicat. Ia să vedem. Deocamdată suntem în etapa asta în care nu e foarte clar cum va lucra aici, dar cum va merge. Dacă ne-am dat, începem. Corina plus Maria. Corina plus Maria. Deci, fac exact cât e. Hai să o fac pe Corina întâi. Da? Corina plus Maria. Da. Plus Maria. Corina și Maria. 160. Și pun deasupra 160. Mai departe. Maria plus Irina. Maria. Plus Irina. Maria, corect. Deci de aici, de la Maria plec. Da, Maria. Maria. Plus Irina. Încă o să mai micuți. Da. Da, Maria plus I. 134. Da, așa, I. Maria plus Irina. Asta aproape egale, doctor. Asta aproape de egale. Hai să o fac ăsta un pic mai mare ce fac am fost. Uite dacă exact, uităm așa. Da. Și atunci? Și atunci ies mai bine. Așa. Și așa, domnule. Acum e bine, nu? Da, da. Bun. Maria plus Irina. Da, 134. Fac 134. Păi, am putea să fac... Stai că mai avem și Corina plus Irina. Păi, n-am scris? Nu, am nu. Mai două reprezentate. Acum, Corina... Să pun de desubt. Sub Corina. Corina. Observați că domnul profesor pune sub fiecare segment. Ca să poți face comparații, să meargă ochiul, să poți să mă ajut. Corina plus deci Irina. Corina plus Irina. Ce face, deci plus Irina. Irina până aici este, da? Aha. Adică lipsește Maria aici. Aha. Aici, da. Da? Irina, da. Maria, o pun punctată. Stați! Da? Aia e 146, domnule. Deci, asta da. O pun cât... 146. Asta o pun 146, da? Da. 146. Deci... Știți, domn profesor? Știu. Dacă am vrea, am putea să facem... Știi ce discuție avem noi? Da. Dacă ai ideea, eu te urmăresc. Da. Știi că fac așa. Te rog. Așa. Păi, m-am gândit că ca să le avem pe toate, puteam să facem acelea Corina plus Maria și Maria plus Irina, le-ar avea pe toate cele trei fete la un loc. Nu? Ar fi Maria de două ori. Da. Și atunci putem să facem 160 plus 134. Atenție, de două ori Maria. Deci, ca să fie așa, aș zice Corina plus Maria plus Irina plus Maria. Da. Corina plus Maria plus Irina plus Maria. Da? Plus Maria. Deci, ăsta ar fi așa plus Maria de nici, nu? Da. Care de cât? 160 cu 100... 224. 294. Deci, Corina plus Maria plus Irina plus Maria fac 294. Da. Adică toate la un loc, toate trei și plus Maria în plus. Maria, da. Mai dăm și
Și știm cât ar fi toate... Stai, că a zis ceva. Dar noi aici, noi copii discutăm acum. Dacă aș mai găsi-o încă o dată pe asta... O mai găsim. O mai găsim o dată, la Maria plus... Ioana. Ioana. Nu, Irina. Irina. Plus Carina plus Irina. Bă, nu m-a dus mintea să le fie adunat pe toate trei. Carina. Două ori, exact. Carina. Dacă le-a adunat pe toate trei, era deșteaptă ideea. Corina. Dar uite că dacă am insistat-o un pic, au rămas Maria fără celelalte două și ne-a venit în minte să le adunăm pe toate trei. Deodată să le adunăm pe toate și trei, nu Maria. Ne-a venit în minte. Da? Da, și atunci ar fi Maria plus... Deci, practic, ar trebui să mai pun pe Corina și cu Irina. Corina, fată și Irina. Așa, și atunci vine. Corina plus Maria plus Irina odată, plus Maria asta care stătea singură, plus Corina și Irina. Corina plus Irina este 294 ăsta. Plus 146. Adică... Dar acum înseamnă de două ori ăștia. De două ori echipajul. Adică, acolo de 440, ca să știți. Corina plus Maria plus Irina este egal cu... 440, să știți. Așa. 440. Și atunci facem 440 împărțit la 2. Un echipaj. Pentru că sunt două echipaje și atunci ar fi 220. Corina plus Maria plus Irina. Da. Fac 220. Și 220. Gata, păi dacă ai asta, de aici ai gata. Asta e problema, asta e mintea problema. Exact. Corina plus Maria este, deci Corina plus Maria 160. Este egal 160. Cu 200... Motivată sus, Corina. 160. Da, așa. Deci Irina este egal cu 220 minus 160. Corect. Deci eu să scriu, în loc de Corina plus Maria, zic 160 plus Irina egal cu 220. De unde rezultă că Irina egal cu 220 minus 160. Care și atunci rezultă că Irina este egal cu 160. 60 fa. Cum? Ah, stai. 60, da? Este egal cu 60. Și atunci Maria este egal cu 134 minus 60. Sigur că da. Maria va fi egal cu 134. Mă curge problema. Da. Ascult, dar acum e ușor. Și asta, minus 60 și asta Maria dă 74. Cum 74? 74. 134. 134. Da. Așa face cât? 74. Și Corina este egal cu 160 minus 74. Și atunci Corina va da 86. Deci iată, și acum mai mult. Iată că așa cum am mintuit, Corina are cele mai multe. V-am spus eu. 86. Iată că... Maria așa cum a reprezentat pe segmente din observațiile acestea făcute, chiar corespunde realității. Corect. Da. Ei bine, ar vrea să facem un pic de pauză. Să vezi dacă nu cât este timpul. Am fost cel mai frumos. 53. Nu, fixez ideea și până mă oprim. Da. Am să vă spun copiii un lucru. Dacă eu spuneam așa, cum? Le adunăm pe toate. Le adunăm. Le adunați. Dar rămânea în sufletul vostru chestia asta. Dacă mie nu vine în mintea asta. Noi la geometrie, la clasa 7, am făcut deseori probleme. Să știa soluția de 1 sau 2. Și am spus, nu ne spune soluția. S-ar putea să găsim alte soluții. Așa și aici. Mă interesează totdeauna când discutăm. Să pornim de la voi. De la voi să pornească ideea. Exact. Cu voi trebuie să discutăm. Voi vă aflați în dialog cu problema. Corect. Nu noi adulții. Noi adulții suntem cei care se va veni ca să vă dezvoltați voi. Actorii principali în problemă. Dar pot să vă spun un pic problema simplificată? Deci adunam așa. Ultimele două ecuații. Și venea așa. De două ori Irina. Da? Plus Corina plus Maria este 134 plus 146. Înlocuiam Corina cu Maria cu 160 și o aflam imediat pe Irina. Nu am înțeles. Mama asta a aflat-o învățatul la notă, nu știm până acum. Atenție, Dana.
E tot aceeași chestie. Nu este un lucru în afara problemei, da? Este tot aceeași manevră, în sensul frumos al cuvântului. Dar la pendul nu mai ușor așa pentru ei. Da. Deci, în momentul în care am văzut două adunate, că au văzut ei și Maria e de două ori, și a rămas Maria singură, dacă ar mergea... Deci eu mișc problema în varianta în care le dezvolt observația și modul de a gândi. Ați văzut că gândim corect. Deci nu mă interesează să ne împrumutăm algoritmi. Că tu ce faci este o observație care te fac tot dragul. Acela că nu-i comunicăm lui cum trebuie să gândească la nivelul tău. Da. Ci de la nivelul lui cum îl preluăm. Este spectaculos ce fac. Nu credeți că eu pierd timpul aici la clasa a doua, a treia, a patra de aiurea. O fac pentru că învățătorii și tot ce se întâmplă în învățământul românesc nu se merge pe varianta asta să dezvolți actul de gândire și mai ales de creativitate. Eu sunt înnebunit pentru treaba asta. De ce am, cum să spun, irosesc timpul în ghilimele în zona asta? Că m-aș duce numai să fac la liceu, că acolo am fost profesor de totdeauna, acolo... Dar am coborât pentru că aici am văzut că este partea sensibilă. Da? Deci aici, dacă nu învățăm pe copil să... Da? Aveți, nu? Da? Dacă nu învăț pe copil să gândească și să înceapă să aibă încredere, să elaboreze un raționament cap-coadă, n-am făcut nimic. Copil trebuie învățat de mic ca să se învețe așa. Așa cum să gândească corect, să nu ajunge la 11